întâi s-a aprobat prin vot acordul politic dintre Forța Civică și Partidul Mișcarea Populară. A fost un prim pas în începerea discuțiilor, negocierilor privind o eventuală fuziune sau un alt tip de alianță care se urmează a se întâmpla în următoarele luni sau chiar săptămâni. Un al doilea punct votat pe ordinea de zi a fost aprobarea protocolului de colaborare între Forța Civică și Partidul Ecologist Român în vederea alegerilor europarlamentare, susținerea reciprocă în alegerile europarlamentare de anul viitor și alegerile prezidențiale. Și un alt punct pe ordinea de zi a fost validarea candidaturii domnului Mihai Răzvan Ungureanu pentru prezidențialele de anul viitor. Deci prin acest vot, domnia sa a devenit candidatul oficial al Forței Civice la președinția României. Respectivul acord urmează să elaboreze un calendar de fuziune, apropiere a celor două formațiuni politice în vederea creării unui partid cu structuri și însemne unice, care presupune elaborarea unui program politic de dreapta, clar și curajos pentru modernizarea la standardele europene a României, pentru stabilirea unui for de coordonare la nivel național, care să monitorizeze activitățile complementare ale structurilor celor două formațiuni, și unificarea acțiunilor și mesajelor publice la nivel local prin construirea unui mecanism de colaborare constantă între reprezentanții celor două partide, participarea la alegerile pentru Parlamentul European cu o listă unică de candidat și susținerea unui candidat unic pentru președinția României în persoana domnului Mihai Răzvan Ungureanu.